acum am foarte clar. În ce suntem sus? Unde e pomul ars de... Ăla de acolo e un pom ars și zicea că e la ars da. de fulger. Da. Hai să mergem jos. Putem punem asta pe YouTube și vedem la alte semnale. Și de-a zis să faci logo. Tot ce okay. vedem. Puteți să-mi face și mine. Bine. Nu, zicea că stăm și mâine. Nu, stăm în noaptea asta la urmă de dimineață. Trebuie să ajungem și noi la doctor. Ce faci să vedem? Fă-ți părere. 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 Pentru dacă... Așa rămân după oia, doar n-am, dar cred că nu... Nu, nu tare bine, nu e pe aici. Cine urcă dealurile și de-astea? Ce? Cine urcă dealurile? Aici e drum? Doar la noi. Asta e drum de... Nu e drum asta, nu e nimic pe aici. Ba, da. Sau se vroia să fie drum, I don't know. Ba, ba, când eram noi era drum și urca și tupi pe aici. Nu, nu știu ce s-a făcut aici. Asta pare că aș căzut de sus. Probabil. Hai, doamne. Da, nu mă băga pe mine în video, că nu eu sunt atracția. Ai găsit mura, da? Treabă. Nu ai probleme aici cu lemnul. Numai dacă cureți pădurea. Numai dacă cureți, atâta. Deci nu se tai copaci, să cureți. Și nu ai treabă cu lemnul. Trebuie, asta trebuie mașina de tocat. Să cuvărăm pe aici. Vreți să vezi pădurea? Da. Stă pe cap? Îți trebuie o mașină de tocat lemn. Să fac și în ea, cum zice, foarte mărunt. Și de aia de făcut peleți. Nu ai treabă. Nu ai treabă. Doar poți să implic asta, e muncă. Da, pe trebuie mașina, trebuie nu știu ce. Nu. Și trebuie un ATV, probabil, dacă vrei să nu ai cal. Nu porți calul. Uite, vezi așa cum e acum, aici, aproximativ. Uite, ăsta e micuț, tăiat. Lăsați doar să placi în așa. Atunci, și pădurea, ea cumva, e mult mai liberă, mai... E frumos. Morada, vrei? Morada! Muzi morar! Rămișoara. Ai apă din belșug de la Rămișoara, dar faci acolo un zid. N-ai să lume cu apă. Spurcat apă, fără. Nu contează. Apa se filtrează. Diferite filtre naturale, bine, tu crezi artificial un filtru de ăsta, diferite straturi de minerale, filtrează poți să bei, dacă știi să faci un filtru ca lumea, asta, dacă bei sau nu e altă întrebare, dar... Nu mai ție picior. Dar vezi că n-am ieșit bine. De ce nu? Pe unde coborăm, că aici e... Coborăm pe aici și mergem pe acolo. Da, nu poți merg. Nu poți, că e drept. E aproape drept. Coborăm aici, coborăm aici. Am fost văzută că tu fii cu ATV-ul. Uh-huh. ATV-ul, uite ce era. Și am încheiat până să sunt pe ură. Că n-a părinți pe acolo. Și mi-a spus,
Dar prin pădure, nu știu, vai, așa de frică mi-a fost. Aici e liberă. Cum ne facem noi în Anglia? Ne facem un plan de acasă. Dacă suntem toți pași, putem să punem bani fiecare, câte puțin fiecare, să punem mai mult și facem ceva aici. Nu, ai nouă, ce facem? La urât. Urât. Domnul frate meu, uneori e bine să cumperi terenul de pe lângă tine, numai ca să nu își planteze alții. Da, cum sunt astea. Numai ca să nu-și planteze alții. Strice toată... Doctorul să nu... Să nu depui afară cu piciorul. Nu știu, când mă urci altfel, nu mai doru când am urcat. Când cobor și când merge așa drept, mă doar. It's something there. Asta a fost mașina care îmi ducea de la școală. Mm-hmm. Și mă rușine. Ce vedeam cu seara la photoshooting. Facem poze. Nu facem puțin pe jos. E foarte fain pentru aici cu platoul ăsta. Da, nu aș face jos. Nu, asta nu e așa. Ce e? Asta nu e așa. Aici a băgat pământ. Tot. Vărătura asta. Și aici. Vine acum. Acum vin. Ce făcea îngropare? Ce văd acolo? Asta pe jos. Știm? Asta e jos aici? Ai tu? Da. Pa. Hai să-ți dau florile. Uite, cineva a fost aici, a făcut ceva foc sau ce-a făcut aici, uite. Cu sticle sparte, cu... Hai mă, ce oameni, mă, serios. Da, dar oricum, oricine ar fi fost sau așa, nu faci de astea. Ne trebuie neapărat un bulldozer excavator aici. Poftim? Spune-mi alea. Nu înțeleg. Acolo? O să fie ok cu timpul, dar ar trebui și acolo făcut whatever, ar fi trebuit multe, ar trebui. Muncă și bani, dar foarte multă muncă aici. Dacă ai oameni care să muncească, poți să faci lucruri foarte frumoase aici.
n-a făcut unde vrea seara să-și facă coasă. Poftim? În groapa aia n-a fost unde vrea să facă. Hai să mergem până acolo. Nu mai poți. Unde zici să nu facem mai? Dar mă gândeam, uite aici unde începe, unde sunt pinii înalți. Deci toată partea asta, toți pinii ăștia care sunt crescuți aici aiurea, trebuie dat jos. Și unde începe, unde începe pinii aia, să fie cumva jumate în pădure și jumate, vrei să ai vedere, să vezi toată priveliștea. Sau mă rog, poate puțin pe partea dreaptă, uite acolo, probabil. Ori acolo, ori mai încolo. Vreți să vezi toată priveliștea aia superbă care se vede de acolo de sus. Ce fain au crescut astea. A început să mă miră o puiet. Ce nume? Asta, acela, da. Da, cu sunt foarte frumos. Aici ar fi fain să unească astea două. E vreun motiv special pentru care sunt două bazine? Cumva când le duc acolo să se strângă mai multă apă, știi? Ca asta deja să se case. Că ar fi fain să fie, să le unești cumva, să faci așa un lac mai măricel aici. Și mai adânc. Bun, ei cred că pleacă. Hai să mergem sus la fetiță. Să stai lângă fetiță și eu am să merg până în groapă acolo sus. Să văd. Dar lasă-i să se supere. Noi stăm aici că noi suntem la noi acasă. Ei... Și acolo e la noi acasă, dar... Lasă-i în pace. Bune, se super. Cum ajung în groapă? Acolo, după acolo. Unde e o mânânchiul acolo. Ok, hai să merg eu acolo. Sigur. Hai să mergem, uite aici. Drumul lui Don Davidescu. Bă, ce fain a făcut aici. N-are nimic, că e pus ăla. Foarte fain drumul ăsta. Asta a fost o treabă foarte faină. Nu pierd pe cine intră. Nu, pe ori, deci nu, aici e stas. Este de cad. Da. Nu, aici e stas. Deci ce-o făcut aici, stai că tot stas. Acolo ar fi fain de făcut niște, na, opa. Oi, micuța s-a trezit acum. Acum s-a trezit fetița. O, ciocă micuța. Ce-o fetiță frumoasă. Nu, gata, vai, ce supărare pe fetiță. Pune-te rugaia în cap. Nu-i friga malea. Eu l-aduc, dar ia ține-te, te rog, ăsta. O, ce-o fac fetiță. Nu. Partea a doua puțin mai târziu.